Știți foarte bine problema cu RCA-urile, știți foarte bine grevele pe care le-au organizat la nivel național. Ei, surpriza noastră foarte mare a fost că Onora SF-ul, în data de 17 octombrie, a aprobat un raport în care e de acord cu tarifele pentru RCA, făcând abstracție de faptul că, de fapt, deși noi PSD-ul am mai pensionat, că firmele de asigurări din străinătate au preluat controlul total asupra celor din România și că, de fapt, prin taxele care le-au impus, transportatorii români sunt discriminați, cu riscul de a fi scoși de pe piață. În sensul ăsta, deputații am convocat luni, la ora 16, conducerea SF, să dea socoteală și să vedem cum se corecteze această îndreptate.